Bună ziua! Mă numesc Ian Oprescu, sunt elev la Liceul Teoretic Național și sunt în clasa 3B. În această vară am citit această carte. Această carte se numește Malamander și este scrisă de Thomas Taylor. În această carte este vorba despre cum Herbert Lehman, responsabil de obiecte pierdute de la hotelul Grand Nautilus, găsește într-o zi la fereastra sa o fată pe nume Violet Parma. Ea a venit acolo pentru a cere ajutorul lui Herbert. Dar în aceeași zi apare acolo un bărbat cu o cange în loc de mână. El vrea să o ia pe fată de acolo. Așa că cei doi pornesc în căutarea părinților ei. Personajele principale în această carte sunt Herbert Lehman, Violet Parma, bărbatul cange și Sebastian Els. Eu recomand această carte tuturor cititorilor cărora le plac cărțile despre aventură și mister.